Căutam trotuarele, dar nu sunt. Așa că trebuie să trecem pe o parte. Înapoi în stat. Bentley. Toate mașinile normal, majoritatea preferă albul. Mai și indienii pe străzi, că altceva nu prea ai ce să vezi. Înapoi la plaja din Muscat. Mare traseu pe plajă. Azi am simțit căldura cel mai puternic de când am venit în Oman. A fost foarte, foarte cald. Pe la ora 3 era o căldură inimaginabilă. Am ajuns într-o zonă drăguță cu palmieri, de unde putem să vedem apusul. Ne gândim să mergem până la Opera House. Opera Națională. Opera Națională, să vedem cum arată. Palmieri. Plaja cu palmieri. Proprietate privată, arată destul de mișto cu balcoanele astea din lemn. În spate o construcție de stic. Modern. Ne apropiem de o operă. Se poate observa în stânga. Mergem să facem câteva fotografii, să ne uităm la arhitectura. Nu sunt trotuare. Nu sunt trotuare pe partea asta cu opera. Încă puțin și ne apropiem de trotuar. Bine, până la urmă e mișto să iau un trotuar de iarbă. Ce e interesant că dacă vin Oman să faci afaceri, îți dă pe 10 ani rezidență plus taxe, scutire de taxe 30 de ani. Am citit pe un panou în aeroport aseară. Deci sunt foarte friendly pentru expați. Sunt primiți cu brațele deschise să investească. Opera plus această pasarelă spectaculoasă. Opera. Șoferii nu prea s-au obișnuit să oprească pe trecere. La trecerea de pietoni, pentru că nu prea văd pietoni. Mi s-a întâmplat de două ori să oprească în ultimul moment. Am intrat pe ușa din spate. Backstage entrance. Backstage, pe bune? Da. În backstage. Și din backstage. Direct în fața operei. Aceasta este opera, o arhitectură impunătoare.
Dacă tot am pierdut avionul, măcar să vedem opera. Pentru că ratasem acest obiectiv. Vreo 70-80 de euro. Am uitat numele, nu? Dar trebuie să ții din timp oricum. Intrarea. Cred că e închis. Închis. Se poate sta la o terasă în fața operei, dar o halva costă 7 reali, adică vreo 16-17 euro. Sau chiar mai mult. Un lobster la restaurant. Un lobster. 10 euro. 25 de, 23 de euro. Sau somon 11. Cum de ce? Shop and restaurants. Galerie. Entrance în galerie, de unde poți să-ți cumperi diferite suveniruri scumpe. Aur, argint. Un fel de mall la opera. Ce artă, nu poți cumpăra artă, de fapt, ceasuri. Covoare. Puțină artă. Maestatea Floarea Roșie. Am ieșit pe Maidan. Ce este mișto în Oman, că nu te combină nimeni pe stradă și nu sare nimeni pe tine să te zăpăcească cu prețuri sau să cumperi ceva. Oamenii sunt destul de mișto și de liniștiți. Mai ales dacă intri într-un bazar, la fel, nu te întreabă absolut nimeni nimic, tu trebuie să întrebi. Sau cel puțin pe noi n-am întrebat deloc. Deci poți să stai, să savurezi, să te uiți, să faci ce vrei tu.